Pentru disciplinarea participanților la trafic în anul 2019, polițiștii rutieri au organizat 300 de acțiuni, din care 284 numai cu efective proprii și 16 împreună cu alte formațiuni de poliție sau în colaborare cu reprezentanți ai altor instituții ori ai societății civile. În urma activităților desfășurate pe această linie au fost constatate 653 de infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice, cu 24 de procente mai multe decât anul precedent, constatându-se o creștere considerabilă și a sancțiunilor aplicate. Au fost aplicate 54.195 de sancțiuni contravenționale, cu 1.871 în plus față de anul precedent. Au fost reținute în vederea suspendării dreptului de a conduce 3.757 de permise de conducere, cu 424 mai mult față de anul precedent, și au fost retrase 1.302 certificate de matriculare, cu un plus de 237 față de anul precedent. Din analiza datelor statistice se constată și faptul că în anul 2019 s-au produs cu 10,78% mai multe accidente grave față de anul 2018. Totodată și pe linia respectării regimului armelor și explozibililor și substanțelor periculoase au fost organizate 143 de acțiuni. S-au produs cu 10,78% mai multe accidente rutiere grave față de anul 2018. Principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave au fost indisciplina bicicliștilor, 16,18%, viteza neadaptată și viteza neregulamentară, 12%, și indisciplina pietonală, 14,52%. Pe linia respectării regimului armelor, explozibilor și substanțelor periculoase, au fost organizate 143 de acțiuni, fiind confiscate 50 de arme letale și neletale și 1467 de explozivi, materiale pirotehnice. În baza planului cadru au fost întocmite planuri de acțiune proprii, ocazie cu care au fost efectuate 606 controle, din care 303 pe linia legalității transporturilor de material lemnos, 117 controle în fondul forestier, 132 pe linia verificării provenienței, prelucrării, depozitării și valorificării materialului lemnos în locuri de depozitare, comercializare și 54 alte controle. În perioada analizată, urmarea activităților desfășurate în domeniul silvic a fost confiscată cantitatea totală de 427,45 metri cubi material lemnos în valoare de peste 149.600 de lei.